Tot. Așa, deci cine joacă Filip Moș cu fieră? Da. Mamă, mamă. Care zic o să fie scorul? 5-0? Nu știu, frate. Eu sunt sunt pe altă lume. Nici ce pula mea. Am trăit viața într-o minciună. Nu dăm scorurile din această etapă. Ce zici? Să le spunem? Nu le spunem. Bine. Dar se pare că Inter nu, asta e că Inter nu e la ei. Am uitat. Da. În fine. Deci tu ești, o să fii comentatorul principal în seara asta. Nu știu, sper că te auzi bine, n-am idee. Dacă ne poate confirma cine e asta, e să dau, să dau pe... Dar nu, are și doar live stream, genul lui de, știi? Să dau aici. Să simt și numele. Stai să pun pe ăsta, zi. Să pun și pe global. Pui tu? Pui tu link-ul? Da. A, bine. Spamează-l acolo. Așa. Am început. Oh, n-am început, e clar. Cred că mă transfer la Elders, cel mai probabil. Da, 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 și uite. Dar se denumește și tu titlu. A, nu i-am dat titlu, nu? Da, dă-l în pula mea, că știe lumea. Îi dau după. Nu mai am cu aia niciun chef, vrei să te mint? Ce? Aolo. Sunt... Dezamăgit? Da, e o mare de... Da, da, da. Eu zic că am făcut ceva de la Elders, am făcut fake. Despre chestia aceasta. Sincer spun. Da, spun și oricum la, după partea de la paharului. Dacă nu era cei 5 goluri, puteți egal. Corect, corect. Știi o vorbă, zgârcenia îl distruge. Îl distruge pom, așa a fost cazul. I-a zis lui Terror, ia cu aia de fuinul ăla să nu stăm după ei. Ai zis, no, poate spun la toată pe la gol averaj. Te rog, dacă te uiți, te pup dulce viața mea. Au, nu, doar în burtă, ia, e cineva pe live pe ăsta, o persoană vizionează. Cam puțin. Am avut data trecută 54 de persoane, dar nu știu cum pula mea. Dar a fost pe Twitch. Spune scor și dar stă puțin pe limba, dar hai să nu spun, hai că... Ce mă, ce scor? Nu spun nimic, ce scor. Da? De la Elders cu noi, ce mă, 5-0? 4-0? 5-0, cât a fost? Nu, să mor eu, că nici nu mai știu. 4-0 sau 5-0? Te zic că mă, 5-0, Elders vs. Nightmare. Da, ce să faci? Cine a dat golul că nu a văzut? Mai contează. Nu spune că ai golul, dar a văzut că eu ies de aici. Oricum Spex și-a luat bani permanent. Asta e. O să-i scot când îmi trece supărarea. Da, da, da. Doamne, doamne. Tăcelena voi fi la fier. Se pare că își face prezența Nix Moldoveanul Hexbury, ca să pot spune așa. Mă asaltează aici lumea. Lumea e șocată. Da. Da, uite, nu frate, n-a făcut Night House Blood. Cum să facem Blood? Să-i lăsăm pe aia să câștige. Nu, e... Meciul. Oricum a fost o mizerie și de meci. S-a jucat nici măcar după regulament. Trebuia să fie 3-0. Da, era și noroi pe jos. Era, era, da.
Acum punem frumos, gata. Se vede? Aici. Da, am pus. Și eu o să înceapă meciul. Cum ar fi să bată Philip Morris, fier? Chiar că... Păi, nu știu, pot spune că a fost deja o surpriză în etapa asta. Da, poate mai urmează una. Probabil, cine știe. Mai spamează și tu șacurile link-ul pe TeamSpeak. Asta am dorit. Asta am dorit. Precizează, YouTube, nu Twitch, YouTube. Dacă se vede că scrie YouTube acolo link. Da, dar poate nu știu. Da, trecută lumea crede că încă suntem pe Twitch. Am aplaudat și matchday-ul de... Matchday 02 l-am pus pe YouTube. L-am aplaudat pe YouTube. Toate vor fi pe YouTube acum, după cum ați vrut voi. Îmi ziceați, de ce Twitch și nu YouTube? M-ați omorât, am zis, bine frate, facem pe YouTube. Cu toate că era mult mai ok pe Twitch. Clientul nostru, stăpânul nostru, ce poți să zici? Da, da, da. User joined our chat. Dar mă știu că dezbrește chiar cu mine. Ca niște emoții. A, stai că da, mai trebuie să-ți faci și ție live for. Da, o să comenteze Olic. Gata, am dat din speak-ul pe mut că mă fătea la cap. Doamne, Reb, ce se întâmplă? Sec, ce este cu golul ăla de sus? A, acolo o să fie timerul, dar trebuie să pornească meciul. V-ați prins voi? Eu nu știu de ce, dar am impresia că o să facă ceva dra. Nu, no, nu, no, ceva fake, nu știu de ce. Nu știu, mă, chiar nu mă mai interesează. Poate să facă, nu sunt sigur admin, să-i prind altcineva, eu... Cred că-mi iau concediu. Da, da, da. Ba, pula. Dar se pare că minunatul meci o să mai înceapă prea curând. A, stai. Dar nu înțeleg ăla de ce și-a kick, de ce tot e de kick lui Reb, că n-am înțeles. Că nu are numele ca lumea, aparent. Pă bune, adică n-a pus R mare și de asta e de kick? Cam așa ceva. Păi ori ești comentatorul, a, vorbea cu tine. Bă, cu așa mă enervează. Așa mă, altceva. Și poate începe meciul astăzi, Doamne ajută. Și am fiu cu aroganța lui ca de obicei, de jucător mare. Așa meciul a început. AMP. Pasă de Black. Mingea se duce în colț. Clip. Trecere, clip. Ți-am zis și acolo, o să te las pe tine să comentezi mai mult. Nici o problemă, e ok. Eu eventual o să mai stric ca bolnavul. Gol! Sau ce fază și de-astea. Am o să-mi mie. Leu, către Black. Black Te rog frumos să păstrăm un limbaj cât mai decent pe stream, da, da, dacă da. Se poate. Da, greu. Adică eu am scuză, dar tu nu ai scuză. Și am scuză foarte bună. Dacă se poate să îmi confirme cineva că șacuri se aude bine, nu ca data trecută cu Olic, când nu se auzea deloc. Se pare că cineva fier domină repriza asta sau... O GOL! GOL! ABP! 1-0 la fier!
Foarte frumos. Nici n-am văzut golul, dar e ok. Nici eu la fel. Nici la gol. Dar n-am pe. Black. Am pe. Am pe. Așa. Când crezi că se arată să facă meciul ăsta? Sau meciul ăsta? Nu știu, probabil 3-0 pentru Fir. Prea puțin, zic eu. Philip Morris apără bine. A demonstrat și în cupă. Dacă vezi pe cine este în poartă la Philip Morris, pare că... Este... Lord Sharper. Da, am nu pe mai pe am nimic de comentat. Poate cu lor. Băi, pe să fie pe... Am pregătit. Nu cred că e fake la Reb. Nu cred că ar avea de ce. N-are importanță. Nu are rost să lucrurile să facă. Poise, clip. Oilers către poate joară către Shiri. Crib. Oh! Frumos, frumos a fost. Mici la minge. Apasă. Shiri interceptează. Exact. Foarte frumos a fost acolo. Un shot slab. AMP, accelerează mici la balon. Are o prestație foarte bună. Nu mai ciudă astăzi. Și avem aici o șansă, o trebuie să se grăbească. Mamaie a adu Biblia. Blake, un drop foarte frumos. A ratat Shiri acolo, o ocazie foarte importantă, putea să fie gol. Reb șutează, șutul slab. Back pass, AMP. Foarte frumos trece de adversar. Nu este puțin ca panicat acolo. Am dat de vreo două trei cu capul de bală. Crib la minge. Mici foarte bine stă. Te șutează Crib foarte bine. Destul de echilibrat, sincer, spun că este scorul de 1-0 pentru Așa a fost și cu Saints, adică a fost tot la fel echilibrat până când, nu știu, și-au pierdut concentrarea și Fier le-a dat 4 goluri. Nu m-aș mira să văd și aici acea situație. Să fie un meci cu goluri multe și bun să capeze, sigur. Am mers acolo unde e mai frumos. Merve-ul îmi bate pe rog la spawn. Acum o șansă de contraatac, se duce mingea în colț. Clear. Am jucat o lor foarte frumoasă acolo, dar AMP o blochează. Dar și Crib a început așa mult mai bine față de cum era anul trecut, nu? Vrea să lase impresia, s-a antrenat mult. Da. Din casa după antrenamente mai mult decât de vrea. Păi de lift up acolo, nereușit. Foarte bine interceptează Shiri, acum o șansă foarte mare, să-l vedem, dacă va da pasă, frumos, gol! Crib! O răsturnare de situație neașteptată, poate vom avea parte de a doua surpriză în această seară. Da, exact ce te-am spus. Să vrem o să fie o surpriză și foarte multe goluri. Am mai spus asta cu altă. Acum cei de la Fier sunt obligați să marcheze pentru a lua cele 3 puncte. Exact. Și parcă mi-a venit și mie cheful să mai comentez în pula mea. Bă, ce zonă cu el, Elders, aolo. Parcă dacă și-a Fier bătaie, mă simt eu mai bine că mi-a luat bătaie cu Elders. Dar stai puțin, mă simt și eu puțin că... Pentru că a bătut Elders în ăsta și Perenea a bătut în finală, în preseason.
aveam alt loc, dragul meu, Shakur, nu jucam cu Specs, care nu știe pe ce nume, cu Coca, care Coca n-a mai intrat pe acest joc de 1000 de ani, de-abia mai știe să apese pe X. Sau pe Z, se mai spune? Adică cu lotul de cupă, adică eu, Terror, Mojdei și Girl, suntem bombă. La Girl e în vacanță și da. În Ungaria, ok, mă crește cult așa acolo. Mhm. Aveți de cam multă spectacol, după cum vedeți. Ce să mă spun? Păi echipa lui e pe primul loc, își permite. Da. Ca să vedem aici și gol! Gol! ABP! Gol fie! 2-1! De menționat că foarte bine l-a ținut Reb pe Șlirii la acea fază. Foarte da, frumos. Da, da. Dar a fost foarte frumos, ce-i drept. Și 2-1 la pauză. Pentru fie. Bine și mici acolo. O, și-și face apariția Ryu ăsta, cum îl cheamă, locul lui, cui? LOL, nu se poate, și cine va sta în poartă? Eu cred că va juca Crib în poartă. Să vedem. Spus. Stai că o să mă șopă telefon câți de ăștia avem, că sunt curios, măcar dacă sunt 10. Dar că zic eu, 8. Îmi zici tu? 8. Oh. Mamă, suntem bine. Ești bine rău pe YouTube. O, oh, și își face nit debutul. Mamă. Mișa este neliniștit, se grăbește. Ia că intru și acum să văd. Nici își face debutul la fier și în același timp și în FRH. O să mă dau puțin pe mut, vreo da, jumătate de minut. Rebu bagă la colț. AMP, Nitz, îl face și la colț, back pass către AMP, Reb, recuperează Ru, deci că s-au de zori. Ru, către Hoist, dar ratează pas acolo, ha. Am verificat stream-ul, te auzi foarte bine și acolo, nu sunt probleme. Ce bine mă simt. Ciri către Hoist. Acum o șansă bună de contraatac. Miș la balon. AMP. Eu zic că acest Ryu este mult mai experimentat decât LOL. Fără îndoială, nici nu se pune problema. Scrie o fentă foarte frumoasă. Dacă juca din... prima ce vedem, Hoist, Șlirii la balon, AMP, Nit, acum o dacă putea, X-ul, da, un X cu peretele. Da, da, da. Și se poate Hoist să bagă înapoi pe cei de la blue, unde eu. AMP, un shoot, Crib. Foarte bine acolo, Crib. Ryu, acum, Nit. Șlirii, să vedem, duel acolo. Și în continuare cei de la First în atac. Reb, Miș la balon, duce mingea în colț. Un duel acum, să vedem pe Ryu ce vrea să facă. În continuare cei de la First în posesie. Dar eu cred, eu spun că AMP este playmaker-ul echipei. Piesa de pază, ca să pot spune asta. Păi, în atac de meu trebuie să știe să țină mingea. Vedeam acum un spam. AMP. Oh. Frumoasă încercare. Nit nu prinde X-ul. Ce facem și acum? Și acum Reb, frumoasă preluarea. AMP. Este clar că echipa care domină este Fir, fără niciun îndoială. De 3 minute,
așa decât la defensiva la cei de la Philip Morris. Vedem pasul la portar, nu? Putea să-i dea acolo pasul lui Miș. Șliri. Un plec a ratat. Un lift a ratat. Trebuie să mai și lăudăm așa cu Ren, nu doar așa. Da, 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 știu. Oh, ce frumos. Ce-a făcut pe acolo! Foarte bine acolo am pe. Oh, ce frumos a făcut. Mi-a plăcut dropul ăla lăsat de amândoi. AMP, pasă lui Reb. Adică trebuie să lăudăm. A fost greșeala mea și dați-mă. Foarte frumos AMP, Șliri vine la intercepție. Reb, Nit, se poate un gol acum? Nit. Total pe lângă. Spam. Oh, Nit se bagă la spam. Șliri. Miș este acolo să intervină. Sunt incapabili cei de la Philip Morris. Sau acum au șansă de contraatac și șut. Incredibil, ce ratare. Și mai ales un asemenea moment. Este 2 la 1 sau 3 la 1? 2 la 1 pentru Fier. Ce ocazie au avut cei de la Philip Morris. Poate cea mai mare ocazie din acest meci. Dar să țin bine și de la Philip Morris. Ce răspună? Adică Philip Morris sunt pe sistemul lui Atletico, stau numai în apărare și te prind pe contraatac. Da, da, da. Țin cont că este o echipă foarte bună. De și acum Sliri pasă la Hoist, Riu. Deci mingea să ce înfolți. O pasă eșuată, Crib acum. Crib. Va pasa la Sliri. Hoist, să vedem ce vrea să încerce. Îi lasă mingea lui Sliri. Spam. Un duel aici la mijlocul terenului, dar până la urmă ajungem din nou în defensivă la Philip Morris. Reb. Riu foarte bine îl ține. AMP, Nit. Backpass. Încearcă un șut. Ia spune. Mai se pare că Fier, am auzit că Fier este cea mai bună echipă din România la momentul actual, din FRH mai exact. După rezultate, cam așa este. Da, rezultate, dar da. Ce pot spune? Nu te contrazici cu tabela, ce Crib! Paradă, dar este abandonat acolo, Crib. Da, o remarcă corectă, a fost abandonat Crib acolo. Însă să nu uităm parada pe care a avut-o. Oh, ce pasă! Este 3-1 pentru Fier în acest moment. Nu știu dacă cei de la Philip Morris mai au șansa măcar să facă egal. Da. Însă au jucat bine. N-au jucat, nu s-au făcut de râs. Cum ne-am făcut noi cu Elders. Eu, unde l-am adus? Eu visez să am bătut pe Terror. Eu, săracul de mine, eu și Terror suntem victime colaterale. Adică noi chiar nu meritam așa ceva. Dar dacă Terror tot pune speranțe în player care n-au nicio treabă cu jocul ăsta. Eu i-am spus, Coaie, ia-mi pula mea def win-ul, nu? Ție să luăm gol averaj. Și a zis Spex, ia stai mă așa. Ce pula mea vrei tu? Oh, și cam atât a fost, se pare. Dacă nu, 4-1. Dar și nu mai conta. Meciul oricum era gata. Scor final 4-1. Informație. Mai nu a făcut fail-ul Mbappé. Poftim? Așa spun băieții. Că gol. Oh, și gol și de la Philip Morris. Pe declinșidul din nou. Încă două secunde și făcea și declinșit. Păi era 4-1 acum e 4-2. Păi da, făcea și în repriza asta. Ah. Da, trist. 4-2 scor final, se pare? Da, da, da. Haideți să luăm un interviu ceva? Interviu? Da, da, da. Dar nu avem cui, pentru că AMP nu prea vrea să vorbească. Are puțin emoții la microfon. Dar asta e până la urmă, nu? Un rezultat așteptat.
Cele două echipe au avut o prestație bună. Mediocră chiar, spun eu. Ne mai așteaptă acum un meci la ora 11, la care jucați? Legendele, Knuckles și cea mai echipă din Ferencaș. Întâi să ajungeți numărul 1 pe tabelă, pe urmă putem discuta de așa ceva? Imediat, imediat. La ora 11 o să ne auzim cu Oleg, pentru că și acolo aici de față va fi pe teren, să vedem ce impresie va face. Da. Abia aștept care să fie treaba. Pentru moment cam atât a fost și ne reauzim în 2 ore. Shakur, mersi pentru cooperare. Mulțumesc și eu. Și să aveți o seară bună în continuare. La revedere. Faci mă zis ăștia. Ce? Ia uite. Îl vinez sau mă pe terror? Auzi la upă, trebuie să partajare? Intră pe Discord să trebuie la partajare. Stai că încă sunt cu Steam aici, vreau să bag o melodie așa de final, frumos. Să vadă lumea cu Steam și DJ.